Uh, deci înainte de a începe nu uita să violezi acel buton de like, acel buton de subscribe și de share. Da, uh, o să vă las la sfârșit un comentariu care trebuie să-l scrieți dacă v-ați uitat la tot videoul. Da, așa și trebuie să scrieți acel cuvânt dacă v-ați uitat la tot videoul. Așa și Treceți și pe la canalul lui Marian, dați un subscribe și voi pe acolo, un like și același comentariu să-l treceți și la el, la ambele videouri. Vă rog frumos pentru că suntem și noi, comunitatea sa mare, vă și noi în sus, putem să facem și noi ceva, da? Hai să trecem la primul jocul din acest top. Deci primul joc se numește Stand of 2, are vreo 10 milioane de descărcări. dar eu l-am jucat, l-am jucat și pe primul și pe doi, da, și vi l-aș recomanda să-l jucați și voi, nu are mape din CSGO, dar are skinuri din CSGO, are Liga, are AVP, are, ba, da, second se AVP, se me. În fine, te poți juca cu prietenii, scrieți un lobby, faci 5v5, cu prietenii faci 3v3 cu prietenii faci cum vrei tu doar te joci cu prietenii acolo dacă ai chef ai așa dacă vrei inimia ta ai carambit ai ce vrei tu acolo deschizi cutii deschizi o de cutii dacă vrei poți să ai silver rancuri ce ți dorește inimia ta ai în acest joc da deci vi l-aș recomanda să vă jucați hai să trecem la următorul joc Deci următorul joc este Gangster Gamster Vegas și în acest joc poți să cumperi armuri, poți să te bazi cu lume, poți face invazii, poți să-ți cumperi tankuri, poți să uh, te duci în bazi militari, da? E la fel ca GTA-ul, uh, uh, faci misiuni, te duci în strip cluburi, dansează fetele, mai multe, da? Hai să trecem la următorul joc. Următorul joc este... Shadow Five. 3. Jocul ăsta e un joc foarte extraordinar. Are o grafică bună, te bați cu o grămadă de oameni, te bați online, joci single player până treci la capitole mai bune și mai șmechere. Jocul se bazează pe China, așa știu eu, nu sunt sigur că dacă se bazează chiar pe China, pentru că nu îmi dau seama cum a jucat de... M-am jucat foarte puțin în jocul ăsta Nu m-am jucat mult, așa Deci, te bați, ai săbi, ai topoare, mi se pare Ai arme, ai tot ce vrei, legendar Ai skin-uri deschis cutii, Faci ce vrei în jocul ăsta Dar, ce să zic în acest joc Eu, ce să zic despre el, îmi place foarte mult Și jocul are 10 milioane de descărcări O să scriu pe... O să scriu în descriere câte descărcări are jocurile. Așa, sper să nu uit, dar înțelegeți voi, are 10 milioane de descărcări. Jocul e foarte bazat pe bătăi aici. Te bați fără mâini, te bați cu mâinile, pardon, și cu săbi dacă dai schem, îți folosești cum ar veni chakra, dacă știți cum era Naruto, cum era Naruto, dacă știți. Nu contează dacă ești fata sau băiat, te bați cu fete, cu băieți. Da, înțelegeți, hai să trecem la următorul joc din acest top următorul joc este Critical Ops sau Cops, cum vreți voi, puteți spune. Aici te poți juca și pe calculator, asta e șmecheră, un emulator și te joci pe calculator. Are 10 milioane de descărcări acest joc, mi se pare șmecher, poți să creezi un lobby, poți face un V1 cu prietenii, poți să faci, prieteni, poți să faci uh, mai multe echipe, poți să faci uh, Counter, poți face faci orice vrei, uh, ai misiuni, ai challenge-uri, cum ar veni, am intelesul vostru. Da, jocul ăsta mi se pare cel mai tare. Da, el l-am pus pe, pe ultimul loc. Da, și încă o dată vă spun. Nu uitați să treceți geana pe canalul lui Marian. Jocul ăsta mi se pare cel mai tare. Mă joc cu Marian me cam mereu. Mă joc cu el. Da, încă o dată treceți geana la canalul lui Marian. Deci următorul joc și ultimul joc este PUBG Mobile. Deci jocul ăsta mi se pare foarte tare, dar trebuie să ai cel mai bun telefon, cel mai bun, cea mai bună tabletă. Așa poți să joci și pe calculator, și pe calculator și și pe telefon, poți să ți instalezi un emulator dacă ai un calculator bun și să te joci pe PUBG Mobile. Dacă îți place PUBG Mobile-ul, poți să te joci pe calculator, dar uh, mi se pare și mai chiar PUBG Mobile pentru că vezi playerii foarte bine, foarte, 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 foarte clar, l-am jucat și pe calculator. Dar ce am vrut să vă zic eu vouă, pe PUBG, că pe calculator nu îl vedeți foarte clar, dar asta e playerii. Uh, săriți dintr-un avion, aveți uh, parașută la voi, trebuie să lutați case, trebuie să vă bateți cu player, cu pumnii, luați ori tigăi, dați în capul lui dacă găsiți tigăi, ori luați arme de pe jos dacă puteți și vă ascundeți Așa, în felul vostru, vă ascundeți după ce puteți voi luați anume, vă ascundeți, în fine, așa. și puteți câștiga să luați Winner Winner Chicken Dian, dar mi se pare foarte ușor pe telefon să luați Winner Winner Chicken dar nu chiar pe calculator. Deci pe calculator mi se pare foarte greu să luați Winner Winner Chicken Dian de pe calculator, de pe Steam jocul, dacă l-ați jucat, da ce să mai vă zic eu vă despre acest joc e tare să rispe în geamuri dacă să pe el la înălțime mare în luați damage aveți cum se zice trailer scopuri dacă știți ce sunt alea aveți bandaje, armuri cască de level mare cască, căști, nu știu cum se zice căști armuri de level mare puteți face team 3 versus Ceilalți, adică echipa voastră de 3 versus cealaltă echipă sau 2 uh, vs. echipa lor cealaltă, adică creați un lobby în 2 persoane sau unul de 3 persoane, cum vreți. Aveți mașini, trebuie să aveți grijă cum luați Winner Chicken, Chicandian. Dar dacă vreți să luați lumina lumina trebuie să stați calm și să jucați foarte easy uh, cum am jucat în meciul de Free Fire. dar, Deci, ce să mai vă spun, frate? Aveți motociclete, aveți grenăți, mi se pare cel mai tare joc. Da, l-am pus pe. Deci cam asta a fost cu acest episod, eu am fost sectorii, deci dacă n-ai violat acel buton de subscribe sau de like, deci vei avea 5 ani de ghinion, deci te voi mai lăsa încă 5 secunde să-l violezi, deci 5 minute, pardon. Așa, 1 2 3 4 5 6. Deci dacă n-ai violat acel buton de like, eu îți voi face cel mai mare ghinion, vei, avea cel mai mare ghinion, deci vei avea cel mai mare ghinion, deci te voi mai lăsa încă o dată, dar la subscribe da? Deci ei violează butonul de subscribe. 1 2 3 4 5? ai violat? Deci vei avea ghinion dacă nu. Păi atunci facem altceva. Deci treceți la canalul lui Marian da? și dați în subscribe. vi dați butonul de subscribe și vă las 5 secunde 5 minute dacă nu vreți uh, ghinion. 1 2 3 4 5 Deci uh, ai făcut-o Deci dacă n-ai făcut-o, vei avea 5 uh, săptămâni de ghinion, da? Uh, atunci du-te și la ambele uh, videorii, like. Deci hai să trecem. Dacă n-ai dat like la el, uh, deci vei avea 5 ani de ghinion. 1 2 3 4 Cinci. Deci dacă n-ai făcut nici asta, vei avea 10 ani de ghinion. Da. Deci trebuie să ziceți în, în comentarii dacă ați văzut o video Sunt un x-sectorist. Hashtag sunt un exectorist. Da. Și duceți-vă și la Marian și scrieți sunt. Hashtag sunt un x-sectorist. Deci spamați de două ori. Hashtag sunt un exectorist. Deci dacă ați făcut chestia asta, eu vă mulțumesc la toți fraților. Deci comentați și la mine, hashtag sunt unic dacă ați văzut o videoclipul și n-ați dat skip. Dacă ați dat skip, uh, înseamnă că sunt în niște bulangii. Nu, nu, nu glumeam doar, doar, doar glumeam, da. Uh, deci scrieți hashtag sunt un X sectorist dacă v-a plăcut acest episod și la mine și la Marian. Vă iubesc cu toți. Bye, bye!